În estetică există mai multe categorii și cei care au teoretizat estetica au ajuns la frumos, la urât și aveau nevoie de o categorie care să le îmbine pe cele două, suferința, frumosul, urâtul, astfel încât să creeze un complex de simțăminte și s-a creat sublimul. Crucea este ceva sublim. Dacă vorbim despre bucuria și despre iubirea care vine de acolo, este într-o anumită categorie. Dacă vorbim despre bucuria exuberantă a lui Dumnezeu, este într-un alt registru emoțional. Și acum aș vrea să fac o modulație emoțională de la ceea ce a cântat Amalia, de la iubirea sublimă a lui Dumnezeu, pe care s-o pună în sufletul nostru, la acea iubire exuberantă pe care o simte pentru fiecare dintre noi atunci când zărește o fărâmă de interes în sufletul nostru pentru Evanghelie, chiar și atunci când nu găsește niciun interes din dragoste ca să ne recupereze, să ne aducă la sine. Din nefericire, noi nu înțelegem această iubire a lui Dumnezeu. Și după ce cunoaștem așa zisa experiența pocăinței, suntem acei creștini fără zâmbet. Nu un zâmbet din ăsta temporar, că de râs râdem toți. Da, râdem la o glumă, râdem la un film, râdem când ne întâlnim cu cineva, ci vorbesc de acel zâmbet al sufletului, care este o constantă. Și întâlnim foarte mulți creștini fără zâmbet. Mi-aduc aminte de predica aceea celebră a lui Jonathan Edwards, pe care a ținut-o în 8 iulie 1741, un teolog foarte vestit și un predicator și un filozof american, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Predica aceea a avut atâtea ecouri până astăzi și oamenii cred că Dumnezeu este așa, este mânios, este încruntat, este supărat și vrea să fim la fel. Aș vrea să vedem cum este Dumnezeu și cum vrea să fim noi. Și pentru asta aș vrea să deschid Sfânta Carte a lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca. La capitolul 15, unde sunt trei pilde legate una de alta și care vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu față de păcătos, acel entuziasm pe care el îl simte față de păcătos, deși suferă uneori pentru că păcătosul nu înțelege acea dragoste a lui, și modul rigid pe care îl avem noi oamenii în înțelegerea Evangheliei. Fiți atenți! În capitolul 15, Evanghelia după Luca, spune cuvântul așa, începând la versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Evanghelia, nu? Pentru cine a venit Iisus Hristos? Pentru cei păcătoși. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și imediat, în momentul 2, apar farisei și cărturari. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Care era problema? Care era problema lor? Că Iisus îi iubește pe toți. Și aș vrea să înțelegem că foarte mulți dintre noi, după ce cunoaștem bunătatea aceasta a lui Dumnezeu, după ce am fost mântuiți, după ce am fost cuceriți de dragostea Lui, ne transformăm în niște credincioși nefericiți. Și nu doar nefericiți, invidioși pe toți cei pe care Dumnezeu vrea să-i mântuiască, de parcă noi am dat mântuirea, de parcă noi am deschide porțile cerurilor, de parcă am dat din avutul nostru
atunci când cineva vine la mântuire. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Oare cum credeți că erau ăștia în momentul în care făceau remarcile astea? Erau plini de zâmbet, nu? Erau fericiți la culme, erau foarte voioși. Nu, erau încruntați, erau supărați, erau plini de ură și de invidie, pentru că nu seamănă cu profilul lor de pocăință. Dar el le-a spus pilda aceasta și aș vrea să fiți atenți. În toate aceste trei pilde îl vedem pe Dumnezeu simbolizat de păstor, de femeia aceea care caută bănuțul în casă și tatăl care își pierde fiul care pleacă departe. În toate aceste trei situații, Dumnezeu este fericit că și-a găsit bănuțul, oaia sau fiul pierdut. Și chiar dă o petrecere în cinstea acestui eveniment. Vreau să mă bucur cu cei din jurul meu că mi-am găsit oaia pierdută, că mi-am găsit bănuțul, că am găsit fiul risipitor. Și în contrast cu fericirea aceasta lui Dumnezeu care se bucură pentru recuperarea păcătosului, vedem acea încruntare a fariseilor și a cărturarilor. Spune, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, zice versetul 5, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni, pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Observați această bucurie a lui Dumnezeu. O bucurie care este explozivă. Mi-am găsit oaia, mă bucur. Cum este? Rănită, sângerează. Am luat-o din niște gropi adânci și o duc cu bucurie în staul. Și ce se întâmplă? Și ce înțelegem noi din experiența aceasta a mântuirii? Parcă ni se instalează un kit al nefericirii. Parcă mi se instalează un kit al nefericirii în momentul în care mă duc la Dumnezeu. Sunt acolo pe foaia aia care a căzut jos, dar le țin minte pentru că nu e greu să le ții minte. Sunt vreo câteva elemente negative care pur și simplu instant vin în viața noastră odată cu această experiență așa zisă a pocăinței. Nefericirea este primul element. Apoi, frustrarea. Invidia pe cei care se pocăiesc. Frate, dacă ăsta vine, dacă și ăsta mai este primit în biserică, eu nu mai vreau să fiu în cer. O răutate din asta care pare a virtute. Dom'le, curățim biserica, ținem totul curat, să fie bine, să fie frumos, să fie ok. Dar nu e ok. Apoi, dacă ne gândim mai departe, sunt și alte elemente care apar acolo. Pe lângă invidia aceasta și pe lângă răutatea aceasta, apare kitul dogmatic. În momentul când te-ai pocăit, accepti kitul ăsta. Faci asta, 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 asta și ți se implementează anumite lucruri. Nu spun că e rău să înveți să sistematizezi învățăturile biblice, dar parcă mințile noastre devin trase la indigo. Și dacă un pic diferă în anumite puncte, asta că este puțin cam problemă. Apoi, mai avem și alte kituri, kituri de stil de viață care trebuie să fie identice. Se vorbea aseară și de pregătirea aceasta pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Marius a atins foarte bine elementul acela în care suntem stimulați de negativism. Și știți ce înțelegem cei mai mulți dintre noi prin pregătirea pentru împărăția lui Dumnezeu? Înțelegem să adoptăm anumite ritualuri. Înțelegem că trebuie să facem mecanic niște practici spirituale, mă rog, la dimineața, la prânz și seara, cei mai radicaliști, pe genunchi, obligatoriu, altfel nu e primită rugăciunea. Apoi, un stil vestimentar, obligatoriu pentru toți, să fim în aceeași linie și tot felul de extreme. Știți ce am observat? Că Evanghelia și mântuirea n-au de-a face
nici cu dogmele, nici cu tiparele acestea pe care oamenii le-au inventat. Evanghelia și mântuirea au de-a face în mod direct cu relația noastră directă cu Iisus Hristos. Observați aici, în pildele acestea, bucuria lui Dumnezeu că și-a recuperat păcătosul pierdut. Observați întâlnirile cu Iisus din Evanghelii. Nu începe să le toarne în cap. Ok, m-ați primit pe mine punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 5, punctul 20. Până n-ați aprobat toate astealte, poți să o iei dacă îți place. Uite, ți-o dau eu. E albă. Mulțumesc. Vrei să mi-o dai și înapoi? Mulțumesc. Am trecut de evenimentul ăla, de momentul ăla. Dar oricum, ești drăguță. Mulțumesc. Și în momentul în care primim Evanghelia, Dumnezeu nu ne cioplește. Bun, acum oaie dragă pierdută, că tot te-am găsit, urmează catecheza. Urmează deparazitarea. Urmează un proces prin care tu trebuie să fii adusă la linie, în turmă, pentru că ai umblat bezmetică pe nu știu unde. Nu! Nici nu pomenește așa ceva Dumnezeu. Și observați că cei mai mari păcătoși care vin la Dumnezeu nu sunt ciopliți de Iisus Hristos. Ai venit, păcătosele, pac, una după cap. Uite, asta, 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 asta. Ați văzut vreodată că a făcut Hristos așa? Știți cu cine face așa? Doar cu farisei și cu cărturari. La ăștia le spune în față. Uite, sunteți morminte văruite. De ce? Pentru că nu-și văd starea. Însă momentul în care păcătosul este recuperat, el este o bucurie a lui Dumnezeu. Bucurați-vă împreună cu mine. Și aș vrea să vă întreb, noi ne bucurăm împreună cu Dumnezeu? Zâmbetul sufletului nostru, unde este? Că vine cineva la biserică. Știu, a avut odată Cornel de Arvășan, când era păstor la Oradea, o discuție interminabilă cu mulți de acolo, că vin fetele vineri seara în pantaloni la biserică. Frate, cum se poate așa ceva să vină? Po, să mai cânte și la cor? Nu se poate! Trebuie imediat să luăm măsuri. Și zice, frate, mă bucur că vin la biserică și că nu se duc în altă parte. Era și iarnă, era și frig, veneau de la cursuri, de la școală, de la facultate, nu? Mă bucur că sunt aici. La ce să mă formalizez atâta? Pentru că Dumnezeu are nevoie de inima noastră. După ce a găsit-o, pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și pe vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia cea pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Cum adică neprihăniți care n-au nevoie de pocăință? Dar asta este realitatea în care ei trăiesc. Ei consideră că trebuie să-i cioplească pe alții, că trebuie să fie măsură pentru alții, etalon pentru alții. Ei n-au nevoie de pocăință pentru că ei sunt desăvârșiți. Însă, în momentul în care avem această atitudine, vom fi întotdeauna nefericiți și frustrați. Și Dumnezeu nu vrea să fim nici nefericiți, nici frustrați. Apoi continuă cu pilda aceea femeii. Luca chiar surprinde în mai multe tablouri și mai multe pilde femeile ca o realitate a mântuirii, a Evangheliei. Pentru că femeile erau marginalizate în perioada aceea și pentru că erau date la o parte, Luca, observați, pune accentul, are mai multe momente în care femeile apar în întâlnirile cu Iisus. Și în pilda aceasta, femeia pierde un bănuț și după ce îl găsește, la fel precum face păstorul, spune versetul 9 că a venit la vecinele ei și a zis: bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Iarăși o bucurie pentru cel care s-a întors, pentru cel care îl caută pe Dumnezeu, sau mai bine zis pentru cel care nici măcar nu era conștient că este pierdut, dar a fost recuperat de bunătatea lui Dumnezeu. Iar în pilda fiului risipitor sunt doi extremiști. Un extremist liberal și un extremist conservator, radicalist.
Nici unul, nici altul nu sunt idealul. Da? Pentru că există extrema liberală și extrema ultraconservatoare. Și cel mai tânăr i-a spus tatălui: babacule, dă-mi banii, n-am nevoie de tine, de regulile tale, n-am nevoie de absolut nimic. Eu vreau să mă duc să mă distrez. Și aș vrea să vedeți între acești doi extremiști cum se raportează Dumnezeu. Pentru că asta este foarte important. Noi mergem când la un extremist, când la celălalt. Și zicem, așa trebuie să fii sau așa nu trebuie să fii. Dar nu, Dumnezeu ne dă exemplul adevărat de dragoste. Nu extremiștii liberali sau ultraconservatori. Și extremistul ăsta ultraliberal a zis, vreau să mă duc, chefuri, beții, distracții, cât în cape, cheltui tot, o viață am, trebuie să o trăiesc. Și bineînțeles, tata i-a dat tot ce a avut nevoie. Putea să-i spună, bă, băiete, pe da, tu ce ai câștigat de aici? Hai, marș afară și când ai să-ți câștigi tu banii, atunci discutăm. Până atunci, nu avem ce discuta. Însă, spune cuvântul că după mult timp, când a ajuns să pască porcii, și-a dat seama că parcă era mai bine acolo la tata. Nu era chiar așa de tristă viața și chiar așa de rea. Și că ar fi bine să se întoarcă înapoi acasă. Și spune el, câți argați din casa tatălui meu nu duc belșug de pâine și eu trăiesc aici ca un cerșetor. Mănânc roșcove de la porci, nici alea nu mi le dau. Și se hotărăște să se întoarcă acasă. Ce faci cu fiul risipitor care se întoarce acasă? Aici este problema. Foarte mulți dintre noi îi încadrăm în canoane, îi deparazităm bine și le dăm un timp să ne demonstreze nouă că s-au pocăit. Drăcie mai mare ca asta n-am văzut nicăieri. Și n-am găsit-o nicăieri în Scriptură, dragii mei. Dacă o găsiți în Scriptură, să-mi spuneți și mie. Fiți atenți ce face tata. În momentul în care fiul zice, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi, tatăl zice așa. Pe când era departe, l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Îi spune, băi, de străbălatule, mă, cheltuitorule, mi-ai mâncat jumate din avere, mă. Vezi că tot la vorba mea ai ajuns. Dar nu ți-am spus noi? Nu. Nimic din toate acestea. Ci pur și simplu se bucură că păcătosul acela a venit, s-a întors acasă. Și ăsta era fără zâmbet, era supărat liberal. Celălalt era supărat radical ultraconservator. Încruntat și unul și altul, supărat și unul și altul. Și tata, cu bunătatea lui, zice, mă băieți, și unul și altul sunteți ai mei. Și pentru că eu sunt tată, eu mă bucur că voi sunteți acasă. Tu, cu aiurelile tale, că ai plecat și că te-ai întors, mă bucur că ai venit acasă. Și tu, cu fixismele tale, și de tine mă bucur că tot a meu ești. Însă, cel care a fost departe, i-a venit mintea la cap și și-a dat seama că trebuie să schimbe ceva în viața lui. Însă celălalt a rămas la fel, dacă nu s-a făcut mai rău. Dacă până atunci era cum era, că se mulțumea cu gândul, măcar nenorocitul ăla, păcătosul ăla a plecat, am rămas eu acasă, iau toate funcțiile, iau toate averile lui pe care le mai avea pe aici și măcar tata nu are doi, are unul singur, a rămas aici. Și dacă nu-mi place tot ce spune el, și dacă nu-mi plac regulile lui, și dacă nu-mi place regimul de acasă, băi, strâng din dinți, mă, dacă trebuie să fiu mântuit, asta este, n-am ce face decât să mă fac de râs ca zăpăcitul ăla, că s-a dus peste tot și a făcut familia de râs. N-am ce face, strâng din dinți și el rămâne ăla onorabil, partea nevinovată.
Cel care îl slujește pe Dumnezeu cum? Ca un rob. Chiar el o spune. Și în momentul în care se întoarce acasă, zice tata, măi, aduceți repede o haină. Și când expresia din greacă este stole. Stole este o haină împărătească. Să nu vadă ăștia cât de prăpădit a ajuns. Îi dă haina, îi pune în el un deget și când ajunge acasă, slugile observă, băi, sănătos și bine. Că așa îi spuneau fratelui celuilalt. Băi, fratele tău a ajuns acasă, e sănătos, e bine. Numai sănătos și bine nu era, că arăta ca unul de la Auschwitz. Zdrențăros, vai de capul lui, murdar. Însă tata a avut grijă ca lumea să nu vadă lucrul acesta, ci să vadă ceea ce dorea el să devină. Este fiu. Este fiul meu. Și spune cuvântul că tata a zis așa. Aduceți vițelul cel îngrășat, nici pe ăsta nu mai avem voie să-l mâncăm, da? Și tăiați-l să mâncăm, să ne veselim, nici să ne veselim nu avem voie că ne pregătim pentru necazul cel mare, da? Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Și spune cuvântul că fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri, adică dansuri. Și cu tămbălău ăsta, mă, aici, treabă poslugă, ia vină cu asta. Ce se întâmplă? Bă, mă, veni frate tu acasă. Aoleu, cum? Și-a tăiat vițelul îngrășat și mai dă și petrecerea asta care a plecat și a luat și banii și... A, nu, dar nu-i corect, dar nu-i corect. Cum să fie corect așa ceva? Doamne, ești nedrept, ești prea bun. Cum să fie atât de bun cu păcătosul ăsta? Păi stai că nu, trebuie tras de urechi, trebuie ciupit, tras de perciuni, tuns chilug, pus la colțul rușinii, să simtă ce a făcut... Și zice așa, a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. Și știți care a fost atitudinea? În loc să zică, bă, o veni frate, bine că mai trăiește, mă. Credeam că s-a prăpădit ăsta pe undeva. Era fratele lui. Și știți ce a zis? S-a întărătat de mânie. Cum adică? Și nu voia să intre în casă. Mă faceți dumneavoastră paralele, analogiile și aplicațiile. Ei nu e foarte complicat. Suntem bucuroși când oamenii se apropie de Dumnezeu sau dacă nu se încadrează în tiparul nostru, ne mâniem. Cum și ăsta și asta? Cum așa ceva? Și apoi vine să le ia la rost pe tata. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Hai mă, intră înăuntru, nu fi căpos. A venit frate tu. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, și să știți, o spun cu durere, nu cu aroganță, că și eu sunt un păcătos ca oricare. Dar o spun cu durere, pentru că majoritatea creștinilor se încadrează aici. Un motiv pentru care foarte mulți nu mai vor biserica este această răutate mascată în sfințenie și în neprihănire. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Observați care era problema lui. Nu slujea pe tata cu bucurie. Îl slujea ca un rob. Doamne, n-am ce face. Aș face și eu. Mi-ar plăcea. Dar n-am curajul să păcătuiesc. N-am curajul să-mi asum ce vine după. Și stau ca un rob. Stau ca un rob. Pot să învăț să cânt și la cor. Pot să învăț și să predic. Pot să învăț să fac lucrare misionară, să dau cărți, pot să fac și evanghelizări, ca un rob, Doamne, dacă trebuie, mă fac și vegetarian și vegan, nu mai mănânc decât aer împachetat în vid dacă e nevoie. Toate le fac, Doamne, toate le fac, dar ca un rob,
Și când îndrăznește unul din ăsta un pic mai destupat la minte să vină și să-mi ia fața, să te ferească. Păi cum eu mă chinui să fac toate astea și tu crezi că e așa de fericită viața de credință? Dacă nu ești la fel de crispat ca mine, nu intri în cer, să știi clar. Niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când acest fiu observați răutatea din spate pe care o aruncă asupra celuilalt, al tău, nu era frate-su, fiu al tău, așa, la disprețuială, la zeflemea, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, nenorocitul ăsta, curvarul ăsta, tu-l iei și-l pui pe o linie cu mine? I-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Ce face tata? Fiul i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Este zdrobitoare bunătatea asta lui Dumnezeu. Și față de răzvrătitul liberal și față de răzvrătitul conservator care nu își asumă nimic, ar vrea să facă multe, dar e frică. Mă dau din biserică, mă critică lumea, mă vorbește pe la colțuri, nu mi-asum. Strâng din dinți, ca un rob frumos, 20, 30, 50 de ani în biserică și după aia când apare necrologul să te ții, frate, nici Mesia nu e mai celebru decât el. Însă, la toate astea, dragii mei, apare în contrast izbitor dragostea lui Dumnezeu. Se bucură și pentru unul, se bucură și pentru celălalt. Se bucură și că răzvrătitul liberal s-a întors acasă. Se bucură și că răzvrătitul fariseu, fățarnic, care stă în casă, e încă acasă. Tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Dragii mei, mântuirea o dă Dumnezeu, nu noi. Și dacă El vrea să o dea unui prăpădit, care într-adevăr a făcut lucrurile, nu spune că a făcut bine Dumnezeu, dar zice, uite, mă bucur că a venit acasă, vreau să-L mântuiesc și pe ăsta. Care este pierderea noastră? De ce nu putem să fim fericiți? De ce nu putem să avem acea bucurie în suflet, slavă Domnului, că a mai venit cineva la mântuire? Iar dacă suntem în biserica lui Dumnezeu, suntem liberi, dacă vrem să o luăm pe cărările celelalte, putem să facem oricând lucrul ăsta. Iar dacă alegem să stăm în casa lui Dumnezeu, hai să nu stăm ca niște frustrați și ca niște oameni care fac de musai lucrurile, că nu te obligă nimeni. Dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, fă asta cu bucurie. Dacă alegi o anumită alimentație sau un anumit stil de viață, anumite reguli, fii bucuros, pentru că tu le-ai ales, nu te-a forțat nimeni să faci lucrurile astea. Dar nu încerca să știrbești bucuria celorlalți și zâmbetul celorlalți și fericirea aceea că au fost primiți de tata acasă. Dacă înțelegem lucrul ăsta, vom fi într-adevăr niște oameni care vor putea să zâmbească. Nu doar așa că ăștia de pe Facebook și pe Instagram care tot timpul sunt fericiți. Da, vezi pozele de acolo, numai fericire peste tot. Nu e așa viața, e clar că prezentăm doar o parte a ei. Nu despre asta este vorba. E vorba de acel zâmbet al sufletului, de acel confort pe care îl avem. Că am fost mântuiți, suntem în casa lui tata, tot ce are el este al nostru și are destul, slavă Domnului. Dacă nici Dumnezeu nu are, atunci cine? Și pe de altă parte, dacă vor și alții să fie fericiți, să guste mântuirea, și dacă Dumnezeu vrea să le-o dea, dacă tata vrea să le-o dea, cine suntem noi ca să-i dăm lecții lui Dumnezeu și să-i spunem pe cine să mântuiască și pe cine nu? Rămâne acest contrast al iubirii lui Dumnezeu și a modului în care noi înțelegem iubirea și fericirea. Însă, dacă vrem să fim cu adevărat fericiți, să știți că fericirea este numai în zâmbet
și în iubire. Altfel, vom trăi niște vieți anoste, plictisitoare, grele, apăsătoare. Și nimeni nu este de vină pentru asta, numai noi și alegerile pe care le facem. Domnul să ne ajute ca în experiența aceasta a umblării creștine să nu căutăm să luăm locul lui Dumnezeu. Să nu căutăm să îi facem pe oameni după chipul și asemănarea noastră. Mai degrabă să zâmbim, să fim fericiți că am fost mântuiți și în rest Dumnezeu să dea mântuirea cui vrea El. Amin.